să o trec și apoi vă dau. Am și uitat de ea. Mulțumesc. Haideți, domnule, mai vă enervați la toate chestiile care le vedeți pe TikTok. Păi da. Doamnă, multe chestii sunt făcute pe TikTok pentru vizor. Ia să vedem dacă îi găsim acasă. Alo? Costel? Andrei? Ce faci, Andrei? Hai, vino cu te, bă. Bă, dar nu e cam cald? Băi, acum dacă m-a bătut, bă, m-a pus. Iară te-a bătut? Bă, dacă nu de părea. Iară te-a bătut, mă, Andrei, mă. Ai bătut? Salutare, bă, băieți, și bine v-am găsit la un nou episod din viața de livrator? Era să zic? Viața de livrator în Gotham City. Este ora 15:28. Programul mi l-am început la ora 3, dar mai întâi și mai întâi de toate am fost pe la bătrânei să le mai aduc ceva produse. De data asta n-am mai cumpărat, nu le-am mai luat, ziceți, o dita mai alea de bere. În schimb le-am cumpărat, am cumpărat două beri, mă, pentru că și eu beau, mă. Am cumpărat un pachet de țigări, le-am cumpărat două beri. Na, și noi bem și noi fumăm. Hai să nu-i judecăm, știți ce zic? În fine, mare parte le-am cumpărat toate, salam, pateuri. M-am uitat să iau pateu, nu le-am luat pateu. Am luat salam, cașcaval, parizer, ce-am mai luat, mă? Dulceață, pâini. Da, mă, lasă-mă, că sunt ca și bunicii mei, mă. Bun, în fine, ne-a intrat prima comandă, undeva prin centru. După aia iar am ceva treabă. Sper să fie acolo o pauză de 30, o oră între comenzi. Sper să nu intre, că repede va trebui să rezolv ceva. Dar până la altă, eu trebuie să mă duc acum repejor să ridic comanda. Apăsați butonul de like dacă vă place cum arată Gotham City și dacă vă place acest vlog. Româna, da, eu sunt în carne și oase. Așa. Asta? Aveți două mâini de stânga, se pare. Da. Ia să vedem noi acum cum facem noi cu restul ăsta. E și prima comandă, nu prea am schimbat, dar o rezolvăm noi, o reglăm din sare. Deci 70, da? 1, 2, 3. Să rămână. Poftă bună. Dacă v-a plăcut mâncarea cum a căzut, să-mi dați și mie 5 stele pe aplicație. Să rămână. Să trăiți, să trăiți. Cât e? 387. Bun. Păstrează restul. Cel mai bun parfum ăsta, ia uite-l cum miroase. Dacă îl simți. Da? Da. De la mesaje, nu? Hai, tai ca în telefonul, mașină. Mesaj. Și tu ești la fel de grăbit ca mine, așa? Când ești cu livrările astea? Dumneavoastră sunt. Deci că toată... Uite așa să mâncați. Mamă, nu mă găsesc aplicația de mesaje, mâncați. Atâtea aplicații am.
messages. Bun, uite ce. Și-o mersi și spor la livrări și la bacșișuri, ce să zic. Pa! Mă uit, mă uit. Trăiască domnul. Ce vadă? Eu aș dori niște roșii. Aveți roșii pe aici? Roșii, uite la partea aia. E bine că vă ajutați colega. Ia să vedem ce aveți. Să mă uit, să vedem. Faceți niște oferte. Să vedem. Da? Bun. Cartofii vă că aveți. Care sunt cei mai buni cartofi? Bun, băieți, și a intrat a doua comandă la Kaufland. Ideea este că, băi, ajunsesem și eu la un kebăbuț, bă. Bă, mă dusesem și eu. Deci parcasem mașina, intrasem înăuntru, mă pregăteam să comand oameni buni. Și mi-a intrat comandă. Bă, frate, aplicația asta nu mă lasă să mănânc și eu. Hai să mergem la Kaufland să ridicăm comanda. E bine, bă, băieți, avem de livrat niște scutece pentru o ucraineancă. O cunosc pe doamna, nu știe limba română și uitați-vă, și-a cumpărat scutece pentru, sigur are un copilaș și o să-i facem o fază frumoasă, sper că o să aprecieze. Ucraineancă? Yes. Ukraine? Speak English? Little. Little. You have a child. So, listen to me. I feel really sorry for what happens in your country. Really sorry. You are alone with your child here? Your husband is in Ukraine? Yes. It's in Ukraine? Yes. Yeah, and you are alone with the child. Mm-hmm. It's hard for you, right? I feel really sorry. And God bless Ukraine. I want to help you. I want to help you. I want to pay for your diapers, please. Please. I want to help you. Please. It's for you. And send salutes to your husband. Thank you very much. To be brave. He's alive, I hope. It's alive? He's he fight? Yeah. Do you speak with him? Often? Days, weeks? Okay, sorry. And thank you. Slava Ukraine. Bye bye. Bye bye. Ei bine, mă băieți. Op, 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 ușor. A intrat și a treia comandă. Dăm un pic așa cu spatele, ca după aia să facem aici stânga. A intrat și a treia comandă. Noroc cu Dumnezeu că mă iubește. Și am apucat și eu să mănânc un sandwich, care oricum, adică mi s-a pus sandwichul pe tavă, m-am așezat la masă și mi-a intrat comandă. L-am mâncat în 2 minute și acum plec spre restaurant să ridicăm a treia comandă, bă băiatule. Hai să vedem ce este. Bun, băieți, suntem la a patra comandă, este ora 5:33. Haideți că astăzi se pare că merge bine. Astăzi merge bine, oameni buni. Aplicația ne alergă un pic, deci treaba e bună, să fac banii, să face cash. Mergem acum la o casă să vedem, ce o să iasă, ce o să vină, ce o să fie. Să sperăm că va fi bine, ca de obicei. Ca de obicei la casă este rău. Dacă cineva știe de ce zic că este rău la case, vă invit în comentarii să ziceți.
Salutare. 97. Mulțumesc. Cu plăcere. Seară bună. Dacă o să-ți placă mâncarea, să-mi dai 5 stele pe aplicație, te rog. Poftă bună. Seară bună. O combinație ciudată, să zic așa. Paste cu mămăligă. Nu, trebuie să vă dau rest? Nu, mămăligă o mănâncă masa cu brânză. Da? Am înțeles. Am înțeles, sărămâna. Uitați-l, mă, săracul om. Am venit de la o livrare, adică am livrat aici și uitați-l cum stă săracul amărât. Hai să vedem ce zice. Băi, om bun, ce faci, mă? A, uite, mai stau pe aici. Bă, ce te mai de ce stai, mă, supărat așa? A, nu, eu sunt bucuros de cum ești tu. Ești bucuros? Da. Ești bucuros când mă vezi? Auzi? Zi. Mai ai tu un bănuț. Îți dau, tati. Tu ești ca tataie pentru mine. Azi. Dar stăteai amărât aici, stăteai amărât așa. Ce-ai pățit? Mai stau și eu așa pe aici. Auzi, văd că ești... O sticlă de apă minerală. Văd că ești bine, adică mă gândeam, arăta așa ca și cum erai bet, dar nu ești bet. Nu e, mă, nu e. Da, bă, stătea așa, plouat, erai... Eu am zis, știi ce am zis? Eu m-am speriat, am zis că ți-e rău ceva, că stăteai prea... Nu e... Dar ești bine, văd că ești bine. Bravo. Auzi, dă-mă să-mi iau un bănuț. Îți dau, mă, tataie, îți dau. Mi-ai dat mereu. Dar îți dau... Mi-ai dat bani mulți. Mereu o să-ți dau. Da, zi, mă, tataie, mergem, ne spălăm, uite, când o să am timp, vreau să te duc să te speli, vreau să te duc să te tund, să te tund, să te îmbrac, vreau să te îmbrac. Uite, la Mușcelul, dacă îmi dai o cameră acolo, să știi că acolo... La Mușcelul să te speli? Da. Mergem la hotel acolo să te speli. Da, mare lucru. Vorbim cu Gagicarul, vorbim cu Gagicarul, îl știi pe Gagicarul? Îl știi pe Gagicarul? Vorbim cu Gagicarul și ne rezolvă el. Bă, acolo fac o baie. Fac o baie acolo. Da. Dar nu stau acolo, măcar o zi. Auzi, fii atent. Andrei, da? Cel colegul tău. Da. De ce îl bazi, mă? Nu, nimic. Uite, acum e prietenul meu, mă. Bă, omule, ascultă-mă. Îmi arată care ochiul vânăt, capul. Da, nu e, mă, capul te spart. Uita la el. Nu te uita la el, mă, nu te uita la el. Băi. Jură-te tu. Că eu nu mai știu pe cine să mai cred. Eu nu știu pe cine să mai cred. Nu. Eu să știi că eu sunt prieten bun cu el. Poți să te juri că nu dai în el, că nu-l atingi. Auzi, dimineața, știi ce spune? Du-te, mă, cumpărăm să-mi iei o țuică. Da? Mă duc să-i cumpăr câte o țuică și asta, dimineața. El nu mai are nici ceas acum. Deci auzi, tataie, poți să zic tataie, da? Că tu ești ca tataie pentru mine. Ești ca tataie pentru mine. Asta. Fii atent. Dacă dai în el, jur că îți chem poliția. Nu, îți chem poliția. Ai auzit? Nu. Deci te ia poliția, jur. Nu. Eu vă ajut pe amândoi și fac să fie bine, dar dacă dai în el, eu chem poliția și avem probleme. Deci nu. Ai adus pachetul ăla? Da. Așa? L-am adus azi. Azi? Am adus altul. Nu ți-a arătat? L-a ascuns, mă. Bă, eu i-am zis, bă, fiate... Bă, l-a ascuns, mă. Auzi? Hai, vrei să-ți cumpăr ceva de aici, de magazin? Doamne ajută. Bă, Doamne ajută. Să fii sănătos, da. Bă, nu-l bate, eu, mă. Bă, să nu-l bați. Îți mulțumesc. Cu plăcere, dar să nu-l bați, mă, da? Bă, nu-l bate. Lasă-te. Auzi? Mergi la București. Păi și ce să facem la București, mă? Ce să facem la București? La președinția statului. Mergem la președinție? Auzi? Zi. Mergem și la Organizația Națiunilor Unite, care a fost la mine în casă. Da? Dar ce au făcut? ONU? Ce a fost la tine? Da. Au băut un cola, au mâncat niște prăjituri cu mama, cu tata. Când erai matale, mai tânăr. Da. Le va trebui când îmi povestești și mie asta? Ne întâlnim mâine dimineață să-mi povestești? Eu spun ceva serios. Așa și... Auzi, eu trebuie să ajung la Uniunea Europeană. Tataie... Mâine dimineață. Tataie, mâine la 9 dimineața te găsesc la rulotă. La 9 dimineața. Dar să știi că nu plec eu mai mult de 9, să știi.
Cum adică nu pleci mai mult de 9? Nu, mă aștepți? Da. Eu da. Mâine dimineață vin pe la voi, dar așteaptă-mă da, să nu da, pleci, da? Da? Vino și adu-mi niște bănuți. Ți-aduc, mă, ți-aduc. Mă aduc și asta. Și cu Schengelul ăsta, să știi că eu trebuie să ajung la Uniunea Europeană, la asta. Da. E treabă serioasă. Chiar da? Sunt curios să-mi povestești. Da. Dar nu mă minți, adică e sinceritate clară asta, nu? Păi da, bineînțeles. Gata. Dar eu aștept invitații, eu nu pot să mă duc. Da. Băi, ești simpatic tare, ești simpatic tare. Ne vedem mâine dimineață? Da. Hai, te pup. Multă sănătate. Sănătate, mă, să nu-l bați, da? Frate, nu e, băi. Jură-te, jură-te. Eu nu mă cer cu el, mă, frate. Trebuie să facem cumva, să facem și curat acolo, că vezi că nu e ok. Da. Mai bine plec. Știți ce vă fac? Să mor dacă vă mai ajut, dacă... Trebuie să faceți curat ca să vă ajut. Auzi, mai bine plec la apartamentul ăla de îngrui și gata. Să știi. Poate o rezolvăm vreodată cândva și cu aia. Păi da, number one ăla e number one. Pa!